David oferă posibilitatea de a crea view filters care să controleze vizibilitatea sau afișarea grafică a elementelor, folosind zona de filtrare din casa de dialog Visibility Graphics. Aceste filtre pot fi aplicate la una sau mai multe vederi din proiectul Revit. A fost adăugată o coloană nouă, Enable Filter, la această casă de dialog. Prin acest lucru, voi se oferă posibilitatea de a activa sau dezactiva rapid filtrul pe vedere, fără a fi necesară eliminarea acestuia. Această caracteristică nouă din Revit 2021 oferă utilizatorilor posibilitatea de a aplica sau elimina rapid modificări grafice de filtrare, care se numește Filter Graphic Overrides, pentru elementele dintr-o vedere.